Hei, bună! Bine ați venit să ați revenit pe canalul meu! Astăzi vă prezint un clip din categoria Mama ne răsfață, iar în acest clip o să vă arăt cum ne face mama brioșe, ne va face niște brioșe colorate și veți vedea rezultatul la finalul, spre finalul clipului. O să vă zic pe parcurs ce ingrediente folosește și o să vi le las scrise și pe ecran, așa că haideți să începem! După cum ați văzut, a folosit 4 ouă și le bate foarte bine cu mixerul, apoi adaugă un praf de sare, o cană de lapte și în tot acest timp amestecă compoziția cu mixerul, așa cum v-am spus, apoi adaugă o cană și jumătate de zahăr și o să amestece până se încorporează tot zahărul și se topește tot zahărul. Mai adaugă încă o cană de ulei. După cum observați, cănile sunt la fel, de același gramaj. Două pliculețe de zahăr vanilinat. Adaugă și o jumătate de esență de vanilie. Noi am avut esență de vanilie de la Unirea. Aici mă fac și eu utilă, îi dau pliculețul de amoniu, va adăuga jumătate de linguriță de amoniu pe care îl stinge cu oțet. Apoi adaugă două căni de făină și bate cu mixerul până se încorporează toată făina. Mai adaugă o linguriță de coajă de lămâie, iar aici separă compoziția pentru a putea să coloreze așa cum își dorește ea. În primul castron a adăugat două linguri de cacao. Și va adăuga și puțină esență de rom. Aici eu îmi savuram limonada, e bine să stai pe margine și să te uiți. În cel de-al doilea, după cum vedeți, a pus puțin colorant verde și va mai pune și aici încă puțină esență de rom. Iar aici, în cel de-al treilea, pune colorant roșu. Asta a fost nebunia ei și a dorit să facă brioșe colorate. De fapt, a vrut să facă blatul la tort colorat și eu i-am zis că nu și până la urmă a pus de brioșe și și-a făcut damblaua, să zic așa. Iar cel de-al patrulea castron a rămas alb. După cum vedeți, punem fiecare formă din fiecare castron. Întâi a pus compoziția albă, apoi vine cu cea verde și în curând o să vedeți finalul.
vine cu compoziția maro, iar ultima oară va veni din nou cu compoziția simplă, în care n-a pus nici colorant, nici cacao. Iar în curând această tavă va merge la cuptor, bineînțeles. Aici se pregătește cea de-a doua tavă de brioșe. Aceleași proceduri. Uitați cum arată în cuptor. Și haideți să vedeți care este rezultatul final. Să știți că au fost foarte gustoase. Nouă ne-au plăcut mult. Sper că v-a plăcut. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Poftă bună!